Centrul Europe Direct va lansa o campanie despre Europa înainte și în timpul virusului COVID-19. Astfel, pe ecranul din holul bibliotecii județene vor rula mai multe filmulețe cu explicații despre campania post-COVID. De asemenea, săptămâna viitoare va avea loc și o expoziție de fotografie intitulată Stă în puterea ta să schimbi ceva. Acest eveniment este realizat cu sprijinul tinerilor voluntari pe diferite teme europene. Structura gazda a Centrului Europe Direct Vâlcea și-a reluat activitatea cu forțe proaspete, cu noutăți ca de fiecare dată și încercăm să îi ținem informați pe cetățenii vâlceni. Săptămâna viitoare începem cu o mini-campanie de informare despre Europa în și post-COVID. Pentru că la nivel european sunt lucruri care se întâmplă, sunt lucruri despre care trebuie să aflăm în fiecare zi. Pe plasma din holul bibliotecii județene vor rula niște filmulețe cu explicații foarte pe înțelesul tuturor despre ce înseamnă campania post-COVID. Campania am numit-o noi Europe Daily. În 18 februarie, pentru utilizatorii care intră în biblioteca județeană în ziua respectivă, pregătim o expoziție de fotografie intitulată Stă în puterea ta să schimbi ceva. Noi am schimbat. Este vorba de o expoziție de fotografie despre evenimentul nostru pe care îl iubim foarte mult, despre campania de evenimente Stă în puterea ta să schimbi ceva de Teatru Forum. Este un eveniment cu ajutorul pe care îl realizăm cu ajutorul tinerilor noștri voluntari, Teatru Forum, pe diferite teme europene. Ei, timp de 3 ani de zile am desfășurat acest gen de evenimente cu un impact foarte puternic, în primul rând asupra tinerilor, dar și a participanților care au fost la reprezentațiile noastre când s-a putut să ne întâlnim fizic cu utilizatorii. Apoi am mai făcut o selecție a unor fotografii din activitățile de voluntariat, pentru că se circumscriu în acest cadru al schimbă ceva, stă în puterea ta să schimbi ceva. Astfel, de la ora 11, în data de 18 februarie, în holul bibliotecii, o expoziție de fotografie pe care vă rugăm să o vedeți. Părinții, bunicii s-ar putea să-și revadă foștii voluntari Europe Direct de-a lungul timpului, pentru că ne-am gândit că ar fi foarte potrivit acum când activitățile din nou se reiau în biblioteca județeană, să deschidem așa cu o expoziție de fotografii din ceea ce facem noi pe la bibliotecă. Expoziția de fotografie va avea loc pe 18 februarie în holul bibliotecii județene Antimivireanul din Râmnicu-Vâlcea.